acolo, că avem... Ana a rămas sala mică. Exact. Vezi ce înseamnă o calificare? Deci înceapă lucrurile. Silviu, ne zici tu când da, aici da. Începe. Transmite ceva în direct? Da, el. Da. Transmite, tu transmite. Nu, transmite. Pe Facebook. Ah, hai să hai să începem. Da, poate să începem. Da. Nu da. Mai bine. Păi, lasă așa la bine. Bună ziua și bine ați venit. Vă mulțumim frumos că sunteți azi aici alături de noi, într-un număr atât de mare. Observ și câteva fețe noi, asta ne bucură. Bine ați venit la conferința de presă premergătoare meciului de pregătire cu Irlanda de Nord. Alături de mine, domnul selecționer Eduard Iordănescu și capitanul Nicolae Stanciu. Am să vă rog să începem cu Nicu. Vom termina ca să poată să ducă în cantonament și rămânem după aia să discutăm cu domnul selecționer. Vă rog frumos, întrebările dumneavoastră. Nico, trece prea scurt, prea repede timpul, așa clipim de dor și vine și Euro peste noi. Bună ziua! Da, mie mi se pare că a trecut greu din noiembrie până acum, pentru că așteptam cu nerăbdare să ne revedem, să avem din nou meciuri pentru echipa națională, dar de acum încolo cu siguranță va trece mai repede, pentru că e timpul scurt și trebuie să profităm la maxim de aceste zile împreună, de antrenamente și de meciurile pe care vor urma. Care a fost sentimentul când te-ai întors în cantonament? Cantonamentul refăcut, v-ați văzut fotografiile acolo, de la bucurie, de la calificare? Un sentiment de mândrie, de bucurie, pentru că am realizat ceva important pentru țara noastră. Suntem mândri de acest lucru și la fel de bine suntem conștienți că ceea ce va urma va fi mult mai greu. Și trebuie să ne pregătim toți cât mai bine, în primul rând să fim sănătoși și să încercăm să ne ridicăm nivelul, să fim pregătiți pentru ceea ce ne va aștepta la vară. Ce așteptări avem de la aceste două amicale? Noi ne dorim să câștigăm fiecare meci. Asta este mentalitatea grupului, iar pe urmă n-aș putea să răspund, pentru că sunt multe, multe lucruri pe care mister le dorește de la noi și pe care le lucrăm la antrenamente. Așa că noi sperăm în teren să facem cât mai multe dintre cerințele dânsului și să câștigăm meciurile, pentru că cred eu că rezultatele pozitive ne dau o încredere incredibilă. La fel s-a întâmplat și anul trecut când am terminat neînvinși. Și simțeam asta la băieți după fiecare acțiune. Terminam o acțiune, ne învinși, veneam la cealaltă, încrederea în grup creștea și până la urmă și rezultatele sunt importante, iar cu siguranță că ne dorim două rezultate pozitive acum. Care crezi tu că a fost momentul decisiv al calificării, punctul? Toată campania a fost decisivă. Într-adevăr, au fost unele momente mai dificile prin care am trecut, dar important este că am rămas uniți și fidel, să zic așa, ideilor lui mister. Am trecut cu bine peste toate și na, am tot zis că moment greu ce personal, ceea ce am simțit a fost după meciul cu Israel, dar drept dovadă ne-am revenit bine după discuțiile pe care le-am avut împreună cu staff-ul și la 3 zile am reușit să câștigăm cu Kosovo. Vin două amicale importante, spuneați mai devreme. La cel cu Columbia, dacă ne uităm un pic în spate, am avut mereu
jucători care au avut execuții senzaționale. Mă refer aici la Hagi, golul ăla superb, la Adrian e un gol superb, vine și acum un gol superb, are cine să le dea? Cine să-l dea? Cred că oricine din lotul național poate să dea un gol superb, dar cred că e mai puțin important cine marchează și sincer aș prefera oricând să câștig cu un gol urât. Ce le-ai spus colegilor când ai venit? Bănuiesc că din postura de capitan ai avut un mesaj către ei acum când v-ați reîntâlnit. Avem discuții mereu, aproape zilnic uneori. Nu e doar când ne reîntâlnim. Aș prefera să le ținem între noi ceea ce discutăm noi sau împreună cu stafful. Cred că este un moment în care nu mai e nevoie de foarte multe discuții motivaționale, pentru că grupul ăsta a crescut enorm, știe ce vrea și trebuie doar să avem plăcere de a juca fotbal, să rămânem la fel cum am fost până acum și să reprezentăm tricoul pe care îl purtăm cât mai bine. Ești unul dintre puținii care ai fost și la Euro 2016 din acest lot. Îți ții minte ce sentimente te încercau în martie 2016, să zic, în aceeași perioadă? E comparabil cu ceea ce trăiești acum? Era comparabil cu ceea ce trăiești acum? Nu, clar, sub nicio formă. În 2016 doar ce apucasem să debutez la echipa națională, iar atunci emoțiile și trăirile pe care le simțeam când am ajuns în Franța, cu siguranță erau mult mai mari decât sunt acum. S-au trecut 8 ani de zile, m-am maturizat din toate punctele de vedere, dar cu siguranță că vom mai avea discuții și între noi și poate le voi vorbi colegilor și pe tema aceasta, pentru că un campionat european este cu totul și cu totul alt nivel și vom fi pregătiți toți când va începe turneul. La ce vă așteptați din partea nord-irlandezilor? Au și jucători care joacă la un nivel înalt, inclusiv Conor Bradley, care e titular la Liverpool și trece pentru o formă foarte bună. De unde crezi că ar putea să vină pericolul? Da, este un jucător tânăr care joacă la Liverpool. Ne așteptăm să vină pericolul de la oricare alt jucător din lotul lor. I-am urmărit la video, i-am analizat destul de bine, știm la ce să ne așteptăm, dar cred că este mai important să ne focusăm pe noi și pe ceea ce avem noi de făcut, să controlăm noi jocul și nu cred că vom avea probleme. Simți că este anul naționalei? Sunt foarte multe. Urmează filmul în cinematografe, filmul acestei calificări. Ai apucat să vezi câteva secvențe? Nu, n-am apucat să văd decât trailerul. Noi jucătorii nici nu știam despre acest film. Am aflat de curând. Te-a surprins? E o surpriză frumoasă pentru toată lumea? Da, cu siguranță că am fost surprins când am aflat, dar a fost o inițiativă frumoasă și abia aștept să văd filmul, să revăd momente, pentru că am zis adineauri, poate de multe dintre ele nu mi-amintesc și va fi plăcut să le revăd în cinematograf. Este cea mai bună atmosferă de la Națională din ultimii ani, păreți mai uniți ca niciodată. Cu siguranță, adică din punctul meu de vedere, am zis, peste 2 zile se vor face 8 ani de când am debutat la echipa națională și personal pot să spun asta, că este cea mai bună atmosferă pe care am prins-o în acești 8 ani și cel mai unit grup. Spune-mi, te rog, cum l-ai caracterizat tu sau cum l-ați caracterizat voi jucătorii pe Edi Ordănescu și cât de important a fost impactul lui asupra grupului? Că l-am astăzi auzit interviuri, ba cu mine, ba cu Pușcaș, unde l-am caracterizat pe Mister. Calificarea
din punctul nostru de vedere, îi se datorează 90% dânsului prin ceea ce a, ce a reușit să, să facă cu ideile care, cu care a venit și modul în care, în care lucrează, modul în care ne tratează și poate cel mai important, disciplina pe care, pe care a impus-o și pe care toți o, o respectăm, relația pe care, pe care o are cu noi și suntem nerăbdători pentru, pentru ceea ce urmează și sperăm să fie cu noi cât mai mult timp de acum înainte. Ești unul dintre puțini jucători care l-a prins și pe tatăl Iordănescu și pe fiul Iordănescu. Care-s diferența? Păi, e o chestie. Ce să spun? La ultimul turneu în primul final... rând că e prima oară când eu intervin peste un jucător și mai e și capitan echipei naționale și știe cât de adânc e în sufletul meu, pentru că noi am mai lucrat în trecut și am făcut lucruri frumoase și în trecut, dar sub nicio formă nu este 90%. Proporția e exact inversă. 90% e meritul lor, 10%. Noi suntem mulțumiți cu 10%, toți cei care suntem în jurul echipei naționale, pentru că noi doar am făcut în așa fel încât să-i aducem pe toți împreună, să-i unim, să le arătăm calea și etapele pe care le-am avut de parcurs. Am urmărit un proces și ei au călcat puternic pe acel drum. E meritul lor și ei trebuie să rămână actorii principali, fără doar și poate. Nicu, ce promisiune v-ați făcut în vestiar? Pentru? Pentru ceea ce va urma. Cred că, ți-am zis, toată lumea se gândește la campionat european și fiecare individual vrea să se dezvolte cât mai mult, să-și ridice nivelul cât de mult poate până la acel turneu final. Sunt sigur că toți băieții vor face lucrul acesta. Vom dori să fim sănătoși și să jucăm cât mai mult la echipele de club. Iar pentru turneul final, toată lumea este de acord că primul obiectiv este să reușim să ieșim din grup. Asta ne dorim cu toții. Spuneam un pic mai devreme că vă doriți să-l aveți pe domnul Iordănescu cât mai mult timp la echipa națională. Îi expiră contractul după turneul final. Sperați ca prin performanța pe care o veți face la turneul final să-l faceți să semneze? Noi sperăm. Acum nu știu... Nu știu gândurile lui mister și nici nu e treaba mea să vorbesc despre aceste lucruri. Cred că este treaba federației și a lui mister, așa că nu pot comenta, dar cu siguranță că noi toți ne dorim să avem rezultatele dorite și dacă le vom avea, cu siguranță ne vom gândi ca... Și ne vom dori, de fapt, ca mister să rămână cu noi în continuare. Vreo preferință de adversar din Liga Națiunilor? Diseară se joacă acele semifinale de play-off. Nu neapărat o preferință. Cred că toate echipele de acolo sunt bune, sunt la un nivel ridicat. I-am simțit pe Israel anul trecut. Așa că oricine va veni la Euro, cu siguranță că va fi un meci greu. Toate echipele sunt bune, au jucători care evoluează în Champions League, în Europa League, dintre aceste patru echipe, așa că nu am nicio preferință. Mulțumim! Mersi și eu! Peste două zile sunt 8 ani de la debutul lui Nicolae Stanciu la echipa națională. Cu gol, la Giurgiu. Bun, putem continua. Am văzut că se vorbește foarte mult pe acolo în spate. Mai aveți nevoie de ceva? E vreo problemă tehnică? Nu? Ok. Domnul Iordănescu va spune câteva cuvinte, după care așteptăm întrebările dumneavoastră. Ok, bună ziua. Vă salut încă o dată și mă bucur să ne revedem după o perioadă destul de lungă. Destul de lungă și pentru mine, pentru că mi-a lipsit contactul cu băieții și am așteptat acest moment, această perioadă. Cu siguranță că mi-aș fi dorit ca măcar încă o acțiune să fie avut la dispoziție, dar ăsta este calendarul și cu asta lucrăm. O să-mi dau tot concursul ca să vă răspund la toate întrebările pe care le aveți, să clarificăm lucrurile cât se poate de bine.
cu amendamentul că da, sunt sigur că poate să vă și supăr, fiindcă în același timp știu că dumneavoastră aveți multe întrebări și cu direcție Euro, însă pentru mine încă sunt răspunsuri pe care eu personal le aștept, avem încă întrebări. E o perioadă foarte importantă această acțiune și vă mărturisesc faptul că o tratăm cu maximă responsabilitate, încercând să vedem aceste două jocuri ca și examene, sigur, pentru Euro, dar nu luăm acum deciziile finale pentru Euro și mai sunt pași importanți de făcut. Nu în ultimul rând, știu că dumneavoastră vă gândiți la turneul final și așteptați probabil și cu nerăbdare să vedeți acolo exprimarea echipei naționale a României și, bineînțeles, echipa să performeze. Dar eu văd dintr-un unghi un pic diferit. Noi avem un proces pe care l-am început acum aproape 2 ani și jumătate, l-am urmat cu încredere, am mers înainte, au fost etape și încă sunt etape pe care le avem de parcurs. Ca să continuăm lucrurile bune pe care le-am arătat în mod special în ultima perioadă. Nu aveți? Știu că vă gândiți la cele două meciuri, dar cei din conducerea federației au spus că vor avea o discuție cu dumneavoastră privind prelungirea contractului. Vreau să vă întreb dacă a avut loc această discuție sau nu. Pentru mine personal asta nu este o problemă și cel puțin o prioritate. După cum președintele federației v-a transmis, după această acțiune e posibil să avem o discuție în sensul ăsta. Pentru mine a fost mai important ca să gestionez împreună cu staff-ul meu foarte bine această performanță, să ne gândim la ce avem de făcut în continuare, să, cum am spus, să urmăm procesul, dar în același timp să gândim cât mai atent strategia și nu numai din punct de vedere tehnic, dar și logistic, să pregătim cât mai bine aceste două acțiuni și, bineînțeles, cantonamentul centralizat din Germania și vă garantez că totul va fi la cel mai bun nivel. Mai departe vom vedea ce va fi. Eu vă asigur de un singur lucru, că echipa națională a României, România, tot timpul are prioritate în sufletul meu, cel puțin. Vom vedea exact ce gânduri are federația, cum vede lucrurile, conducerea federației, președintele. Vom vedea noua propunere, noua ofertă. Vedem care sunt pașii care ar trebui făcuți pentru îndeplinirea noilor obiective și atunci cu siguranță că voi avea și o poziție inclusiv publică. Vom ști acest răspuns înainte de ultimele două meciuri amicale din iunie? Nu știu, sincer. Adică nu înainte știu. Să se plece spre Nu știu spre cum Euro? Pot evolua lucrurile, nu știu exact încă cum vede federația continuitatea și atunci eu sunt un om și un antrenor în mod special care își asumă responsabilități, dar pentru mine ca să pot să mi le asum, trebuie să știu foarte concret exact ce așteptări sunt și cum am spus, cum vede federația în continuare. Ar fi indicat din multe puncte de vedere ca să fie un răspuns final până în turneul final, dar în același timp eu consider că orice este posibil. Da, până în acest moment vi s-au îndeplinit așteptările la echipa națională? Chiar am mulțumit de câte ori am avut posibilitatea federației, pentru că pe tot acest drum a fost alături de mine, alături de echipă, alături de jucători și în mod special a fost alături de noi atunci când am avut nevoie mai mare, în momentele grele. Aduceți-vă aminte că am început foarte greu mandatul. Eu mă așteptam la asta, pentru mine nu a fost o surpriză. Au fost multe critici, au fost momente dificile, dar am trecut peste cu toții, împreună, uniți. Am simțit încrederea federației și pentru mine asta a contat mult, că am avut liniște. Total la ce aveam de făcut. Naționala a trecut la un alt nivel, prin mod special, prin determinare și implicare. Și asta a făcut ca să-și câștige dreptul să fie la un turneu final. Dar vă asigur că pentru o prezență bună la turneul final, așa cum știu că suport echipe naționale așteaptă, acest lucru nu mai va fi suficient. De asta vreau să ne rămânem concentrați pe ce avem de făcut. Contractul meu e cel mai puțin important poate în acest moment.
E important ca să continuăm munca, e important să gestionăm foarte bine această acțiune. E important ca să mai primim anumite răspunsuri și foarte important ce vor face în continuare băieții când se întorc la cluburi până în mai. Sunt lucruri care trebuie să le mai punem la punct, sunt ajustări pe care trebuie să le mai facem, sunt corecții care trebuie făcute în raport cu exprimarea echipei. E foarte mult de muncă în continuare. Dacă vrem să fim competitivi la Euro, e nevoie de mult mai mult decât am făcut până în acest moment. V-a fost greu să faceți selecția lotului? Și va fi greu de acum înainte? Apropo de critici, se tot discută de Drăgușin, de Horațiu, de Ianis, că nu sunt titulare, e aceleași probleme. Va fi greu pentru dumneavoastră sau, nu știu, toate aceste dezbateri, cum pică? Fiecare are dreptul la opinie. Eu am fost educat, dar în același timp experiența în fotbal a întărit și mai mult această poziție a mea ca să știu să respect opiniile tot timpul. Fiecare are dreptul la opinii, însă deciziile au fost întotdeauna ale mele, pentru că și responsabilitatea totală a fost a mea. Eu sunt pregătit să iau decizii în continuare, poate, cum am spus și cu alte ocazii, unele cu care chiar eu nu sunt foarte confortabil, dar mi le asum. Acum, odată cu calificarea asta, probabil că s-a și dublat și numărul de selecționeri. Fiecare are variantele lui de lot, de primul 11, avem probleme, da? Le avem, suntem toți conștienți de ele. Multe eu le pot influența, foarte multe nu. Pentru că ce se întâmplă la cluburi ține foarte mult de jucători individuali. Și eu îmi doresc și trăiesc cu sufletul la gură fiecare weekend, ei să joace, să aibă minute cât mai multe. Dar în final eu îmi doresc ca fiecare dintre băieții noștri să fie în concurență cu propria persoană și să încerce să ofere cea mai bună versiune a lui. La final va trebui să tragem linie, vor fi măsuri pe care, decizii pe care le vom lua și încercăm să mergem cu lotul cel mai competitiv, să fim acoperiți pe posturi și să încercăm să, cum am spus, să producem rezultate bune. În decembrie spuneați că anul acesta veți lua deciziile numai cu mintea, nu și cu sufletul. Așa a fost și în cazul acestor convocări? Păi eu spun că am luat cea mai logică decizie, am apelat la continuitate. Am vorbit ani de-a lungul de omogenitate, de relații de joc, de o anumită echipă națională care lumea să o știe, să o învețe pe de rost, să se obișnuiască cu ea, să o iubească, să o îndrăjească. Cred că echipa națională a făcut o campanie fabuloasă. Nu știu câți pronosticau ca să câștigăm grupa și ne învinși. Și au fost și niște momente, nu știu așa, cu multă emoție. Cred că România au răspuns prezent, imediat au venit alături de echipa națională și cred că cel mai tare s-au atașat de inima pe care echipa națională a arătat-o. Bineînțeles că rezultatele au venit în ajutorul nostru, dar dacă ne raportăm la realitatea fotbalului românesc, cu atât mai fabuloasă este performanța, pentru că vedem de ani de zile ce se întâmplă cu cluburile noastre când se lovesc de competițiile europene. Vedem ce puțini jucători avem dintre stranieri care sunt prezenți în competiții europene. În ultimul rând, da, eu am toate uneltele necesare ca să fac analize și chiar comparații. Fotbalul românesc, la care personal țin extrem de mult, sunt extrem de atașat de competiția noastră, am activat acolo atât de mulți ani, încă nu este la nivelul la care noi ne dorim. Este o realitate. Sunt foarte multe statistici care arată diferența dintre competiții de ritm, de intensitate, de consistență, de exprimare. Când ne lovim de competițiile europene, ne lovim de realitatea fotbalului competitiv. Și atunci, cu atât mai important este ce acest grup a realizat. De-aia spun că nu vedeam niciun motiv pentru care să venim acum și să facem schimbări majore. Acești băieți au produs calificarea, au schimbat trendul, după mulți ani au dus echipa națională României la un turneu final, au bucurat milioane de români. Asta nu înseamnă că cineva are garantat postul pentru Euro. Fiecare trebuie să lupte pentru poziția lui și, cum am spus, ce am făcut în grupă nu mai ne ajută cu nimic la european. Acolo e un alt joc. Acolo mergem și ne așteaptă un cu totul alt nivel. De acum înainte vedem cine va fi sau cine nu va fi cu noi la European.
multă lume spune că jucătorii care n-au prins acest lot de 29 de persoane nu prea au șanse să mai prindă și lotul de euro. Mă gândesc aici la Mitriță, Chipciu, care au avut prestații foarte bune în Liga 1. Cine spune asta, spune greșit. Toată lumea are ușile deschise, nu e un clișeu, e o realitate. Noi trebuie să analizăm și în funcție de context. Avem anumite poziții și nu mi le ceresc, pentru că nu pot să fac o astfel de analiză în spațiu public, nu e stilul meu, dar avem poziții unde avem suficiente soluții și foarte echilibrate și soluții cu valoare și avem și poziții unde suntem la limită. Avem una, maxim două soluții. În orice moment se poate întâmpla orice. Oricine are deschisă ușa pentru echipa națională, eu nu pot să iau dreptul unui jucător ca să vină să-și reprezinte naționala. Dar trebuie să demonstreze că are valoare, că are formă, că poate să se integreze într-un grup și trebuie să respecte regulile pe care acest grup le are. Valorile lui, principiile lui, cine a venit și a primit șansă și a arătat asta, a rămas. Cine nu, din păcate n-a mai fost alături de noi. E adevărat că acum e un tren în mers, nu mai este în gară, merge cu viteză și trebuie să fie eforturi mari și să se demonstreze lucruri foarte importante ca să poată să sară din mers. Nu în ultimul rând, din nou spun, dacă eu voi mai fi la echipa națională și după turneul final, campania Ligii Națiuni, din nou este o perioadă în care pot fi reintegrați jucători, pot primi șanse alți jucători, pot fi încercați anumiti jucători. E din nou o perioadă mai accesibilă pentru a ajunge la echipa națională a României. Ați fost cu toți încântați de faptul că publicul s-a întors față către echipa națională, lumea a venit în număr mare în tribune, n-ar fi fost mai nimerit poate ca această partidă cu Irlanda de Nord să se joace în provincie, poate și ca o recompensă pentru oamenii din afara Bucureștiului, toate meciurile din calificări s-au jucat pe arena națională. E un subiect care nu are legătură doar cu mine sau cu ce îmi doresc eu. Echipa națională a României, a românilor și cu siguranță că și orașele importante ar trebui să aibă posibilitatea să vadă echipa națională a României, dar din punct de vedere și logistic și în raport cu adversarul și faptul că avem foarte puține zile la dispoziție și cantonamentul nostru centralizat este aici, la Mogoșoaia, ar fi însemnat timp morți pentru noi cu drumurile. E o perioadă foarte îngustă pentru noi și am încercat să o valorificăm la maxim. Mai mult decât atât, nu s-a pus problema cel puțin pentru această acțiune ca să se joace în alt oraș, cel puțin eu nu am fost solicitat sau întrebat de astfel de posibilitate. Mai este puțin până la turneul final. Ce urmărește un selecționer calificat de la aceste două meciuri amicale? Poate victoria pentru moral, scheme tactice, nu știu, să nu primiți gol și așa mai departe. Ce aveți în vedere pentru aceste partide? Este foarte important să ne păstrăm valorile, cum am spus. E foarte important să ținem de lucrurile bune. Am construit o fundație. Ne-am remarcat prin anumite lucruri care ne-au ajutat să ne calificăm. Prin comparație, ați întrebat de siguranța defensivă. Păi, raportat la ce s-a întâmplat în Liga Națiunilor, e un progres real. Trebuie consolidat acest lucru. Echipa a avut o altă consistență și în plan ofensiv. Am creat un alt număr de ocazii, am marcat mai mult, am generat mult mai multe mingi în fața porții, am avut mult mai multă continuitate în ceea ce a însemnat faza noastră pozițională. Cifrele, unele dintre ele s-au dublat chiar. Au avut un procentaj mult mai bun de pase realizate, pase complete, siguranța paselor. Am avut consistență. Sunt lucruri care s-au întâmplat, dar asta nu înseamnă că suntem, cum am spus, la nivelul la care să avem garanția că putem să mergem să producem performanță pentru România. Sunt în continuare lucruri pe care trebuie să le consolidăm, sunt ajustări, sunt și corecții. Avem nevoie de foarte multă muncă și avem foarte puțin timp la dispoziție. Revenind la grupul deja format și la modalitatea prin care unii pot reveni în acest grup, Alex Mitriță a declarat de curând că și-a schimbat atitudinea și că va face tot ce e posibil ca să ajungă la Euro. E ceea ce așteptați de la el și ați avut dumneavoastră sau cineva din staff o discuție recentă cu el? Eu cred că v-am obișnuit pe parcursul campaniei și numai de când am venit la echipa națională, cu faptul că focusul meu a fost total pe grupul care l-am avut
alături și pe jucătorii care noi lucrăm zi de zi. Tot timpul v-am spus că eu văd ca o lipsă de respect pentru cei care sunt aici ca să vorbesc de alți jucători. Pot să spun că da, echipa națională este deschisă ca să vadă jucători cu potențial. Alex Mitriț a fost în circuitul echipei naționale și tot timpul eu am văzut foarte multă calitate la el, un jucător extrem de înzestrat, cu mult talent. Poate faptul că nu a fost atât de competitiv cum eu cred că ar fi putut să fie, cu o mentalitate mai competitivă, a făcut ca el să nu realizeze lucruri și mai mărețe la cluburile unde a fost și să nu joace la cel mai înalt nivel, cu tot respectul pentru Craiova, mă refer la, nu știu, fotbalul european, dar chiar nu cred că e momentul ca să discutăm acum nominal despre alți jucători. Da, am avut o discuție cu el, pentru că sunt un antrenor care comunică cu jucătorii, sunt un antrenor care e deschis la dialog și tot timpul selecția a fost făcută nu după, nu știu, orgolii sau supărări, chiar dacă la un moment dat am avut o supărare în raport cu un jucător sau altul, atunci când i-au dovedit că merită să reprezinte acest tricou special și unic, atunci am lăsat la o parte orice fel de orgoliu. Mulțumim frumos! Ne vedem mâine seară! Hai zi! Voiam să vă întreb dacă această calificare v-a făcut cumva să zâmbiți, pentru că multă lume comenta și spunea că este un antrenor care nu zâmbește. Eu n-am în contract o clauză să zâmbesc. Am o clauză să îndeplinesc obiective, am îndeplinit. Mai departe, dacă cineva, nu știu, așteaptă de la mine multe râsete sau un partener de juetă, nu sunt persoana potrivită. Zâmbesc atunci când simt să o fac. Eu cred că trebuie să vin în fața dumneavoastră cu maximă seriozitate, responsabilitate. E mesajul care îl dau și către grup. Sub nicio formă nu este pentru mine o prioritate asta. Gata, Silviu? Mulțumim! Mulțumim. M-ai făcut să zâmbesc.